Salutare tuturor, numele meu este Răzvan și vă urez bun venit la un episod pe acest canal. Dar după cum am spus și în episodul trecut, adică ieri, am zis că o să filmez și astăzi Clash Royale și o să dau două atacuri în arena. Dar sunt tot în arena și aseară am desfăcut, după ce am închis filmarea, am desfăcut un playtest și am câștigat Ice Blitz, prima mea carte de arena 8. Pentru că nu aveam nicio carte în Arena 8. Da, și poate mult nu știți, s-a băgat noua carte în Night Review și în 13 zile se lansează cartea. Și aici nu este foarte accesibil, aici o să se bage și Liviești, dar deocamdată nu s-au băgat. Da, să dau și un bătăl în arenă și să văd ce mai pot face după aceea. În episodul trecut, adică ei am dat două meciuri, unul l-am câștigat și unul l-am pierdut, adică invers, unul l-am pierdut și unul l-am câștigat. Să dau volumul mai încet, are golem, mi-am făcut un deck aseară. Am lăsat în secțiunea de comentarii dacă este bun deck-ul. Sper să îi sparg. Golemul fără să îi sparg. Golemul are și Lamborghini din arena 8, este foarte tare. Dar cred că o să fie un meci destul de tare, pentru că joacă destul de bun playerul acesta, oponentul. Și are cărți destul de bune, are golem, are mai multe cărți foarte mai bune. Da. Și sper să învig meciul acesta, pentru că am trezut destul de mult într-o fee. Are și aici. Uitați-mă, dar este telefonul acesta. Sper să nu fie o bătaie. Da, și acum este double elixir, dublu elixir, adică și o să pun Elite Barbarians cu Starmie și cu Ice Wizard. Are printeze, fuck. Nu prea este bine că are prințesa aceea, pentru că dă destul de mult damage. Să pun aici, așa, să dau cu arrows. Dar am spart amândouă prințesele. Și acum să mă duc cu Hog Rider. Nu, sper să... Nu. Nu. Da, scad destul de ieftin la faza aceasta. Da, și acum o să... O să pun Hog Rider și cu Ice Wizard să-i fac un push foarte rapid, pentru că nu vreau să o bătaie meciul acesta, v-am mai spus și o să vă mai spun. No, fuck, mai avea 500 de damage pe turnul lui, uitați-mă, iar o bătaie. Da, o să mai dau un match, dar să schimb decul, o să fie decul acesta cu golem, graveyard, acest bombă și etc. Deci, să încep. Pun și
bomberul aici și să pun elixir colector, că este în avantaj la elixir, dar nu prea mă interesează chiar atât de mult. Da. Acum să încep pușul să-l fac. Să încep cu golemul. Golemul. Golemul este o carte destul de șmechere, o carte destul de OP. Dar trebuie să știi să o folosești. Nu mă laud că nu știu să o folosesc nici eu, nu știu, sunt praf cu ea. Dar totuși cât de cât am mai învățat să joc cu ea, pentru că nu știam deloc înainte. Eram paletă. Da. Să pun aici să mi se facă elixir colector. Aștept valcherița să... Adică nu mai pun pentru că dă Inferno Tower în ea. Să încep pușul, o să pun și golem aici în față. Ca să aibă timp să vină și Ice Wizard-ul în spatele lui și o să pun și Bomber. Dar sper să n-aibă... Are Minion Hog. Uitați-mă, Minion Hog. Da. Turnul acesta cu este jos. Da, și acum o să încerc un push din nou, dar o să pun bomber aici, cu graveyard. Și ar fi trebuit să dau și zepa, adică să dau zep, dar nu cred că să nu am timp, da. Și meciul acesta este câștigat, ca meciul trecut, primul meci o bătaie, al doilea câștig. Nu știu, dar de 2350-60 așa de trofee nu mai trec în față, dar nu înțeleg de ce. O să încerc și un friendly battle aici, dar nu sunt nimeni la mine la prieten. Poate este în clan, adică nu este nimeni în clan, uitați, online, unul din 49. Da. Dar cam atât a fost și cu acest video, sper că v-a plăcut. Și eu am fost Răzvan, ne auzim mâine sau data viitoare, ori mâine, ori în 2-3 zile, cam așa. O să pun alt videoclip pe YouTube. Da, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like.